Salutare lume, eu sunt Bogdan de pe MB Games, alături de Vlad de data asta, deși... N-a sunt fundat. Deși nu este cu noi aici pe server, va sta alături de noi în convorbire. Dacă nu e conf, că suntem decât noi doi. Și hai să vedem un... suntem la The Lab. Un nou episod și așteptăm o arenă, ceva? Ha, mă, și eu mă joc LOL. Da, te joci LOL. Hai mă. Nimica. Bonus player. E, uite acolo, 5 player. Am crezut că nu sunt player, nu sunt player pe Hive, naiba. Unul dintre serverele foarte mari. Hai să vedem dacă mai intră lume. 50 de secunde până începe, da. Victorii? Una. Ia uite, mă, am o victorie, ești prost? Deci, eu mi-am luat contul ăsta de Minecraft de curând, chiar acum o săptămână, două, să zic. Și... na, ce zic eu? Ha, mă, să văd, îmi pun un skin, ceva, acolo nu mi-am pus nimica. Tureta! Așa, nu mi-am pus nimica și zic, ha, mă, să mă joc așa un pic, că e cont premium, chestia, să intru pe servere de-astea premium, că era prima oară, știi? Deși am mai jucat de pe conturi de alea publice, de pe conturi la prieteni, dar na, nu e același lucru. Și intru, ce să fac? Hai la un The Lab, știi? Și intru acolo. Da, vine Vlad aici să zică da. La tot ce zic eu. Și intru acolo. E doar aprob. Intru eu acolo și hai să jucăm. Pac. Prima rundă câștigat, a doua rundă câștigat, a treia rundă câștigat, 3 puncte. Și asta care filmează o să pierzi. Na, mă. Și apoi să filmez, știi, cu Marius. Și pierdeam, mă. Ce, nu se aude nimic, uite. De ce nu se aude nimic? What the fuck? Se aude? Nu se aude nimic. De ce nu se aude nimic? Despre ce vorbești, bă? What the fuck? În Minecraft, aici a venit ăsta? Asta e. A venit nenea ăsta, ia ce avem. Balloon, Splag și Crazy Paint. Hai, vezi cum le pierdem pe toate. Așa. Veni ăsta aici. Hai, nu cred că ai jucat tu de lab, dar... veni ăla să-ți spună să aleagă jocurile și nu s-auzea când vorbește. De obicei trebuie să se audă să... Ba da, ba, am jucat cu voi atunci. Bun. Hai, 1-1. Nu, am jucat decât cu Marius pe contul, unul din conturile alea. Mai întâi trebuie să spargem dinamita în jocurile astea, poc. Și acum, pac, dă-i la nimereală. Să vedem. Trebuie să facem cât mai multe puncte. De obicei, nu prea pricep la astea, ia uite ce ratez totul. E uite dinamita acolo, dar nu mai e nimic în jurul ei. Nu cred mai au ceva. Mamă, ce mă enervează ăștia care fac babysit. Babysit. Da. Ia-te-l, dracu. Ia uite-o. Bă, să-mi fac piciorul. Deci să mă eu dacă fac ceva pe astea. Și ar trebui totuși, am văzut, am înțeles că alea, deci sunt și niște cuburi de gold, uite cum ar fi ăla de acolo. Uite ăla de acolo. Dacă îl pic, îmi dă mai mult punctaj, dar nu m-am uitat în dreapta. Ia să vedem, îl picăm pe ăla. Hai că l-am luat. Nu, nici nu sunt prin top 3, na. Nici n-o să fiu. Păi cred că nu o să fiu până la final, că următorul e Splag, ceea ce nu mă pricep. Și următorul e... Și următorul e dubla 2. Nu mai știu ce e următorul. Ce dublă, mă? Nu, nicio dublă, mă. Pierdem aici cinstit. Adică pierdem... Doamne, cât totul. De enervam poate fi Udyr. Și... Hai, mă, nimic, mă, niciun loc. Bă, câte puncte ori avea ea? Eu am 400 ceva de puncte. Să mor eu, deci. Numai când nu filmez, câștig. Nimic. Mamă, hai. Hai da cu tata. Hai da cu mama. O săgeată. Du-te, bă! Așa, Splag. Hai să vedem dacă facem ceva la Splag. Da. Ce să facem noi la Splag? Deci înainte de Splag era, cum să zic eu, deci ăsta e acum o îmbunătățire. Eu ăsta vrea să dea fix pe mine. Dă noi că dea eu primul să mu... A, ne-am căzut eu primul. Hai mă, cazi. Dă-te, dracu, am căzut. Concentri la Bogdane. V-am zis, sunt praf la ăsta. Praf. Concentri la Bogdane. Așa. Deci, în episodul ăsta mai mult vreau să discutăm așa decât... Ia uite, ăsta e prost. De ce a vrut să spargă aia dacă nu era nimeni pe acolo? Aia. Așa, eu, deci eu sprav la jocul ăsta. Ce vreau să zic? Dă-mi un subiect de discuție și eu discut cu tine de toate. Nu, că vreau să zic ceva.
Da, mi-am amintit. Deci Splag este... Mă dădeam cu capul de ceva aici. Splag este un joc care este... Uite, l-a căzut singur și a să... Deci practic a dat în jos și a căzut singur, știi? Splag este un Practic. joc luat, dacă ați auzit, de Spliff. Ăla era asemănător, doar că nu dădeai cu ouă și Spliff-ul a fost primul. Și a Și fost de apoi mult. Splag vine de la el, care înseamnă o Da. foarte interesantă poveste. Da, mă, dar vreau să zic că Spliff-ul e foarte vechi în față de Splag. Știu că jucam eu când aveam server pe calculatorul meu vechi. Aveam Ăla un pe server de la 3000 de hostat euro. de mine. Un hostat de mine, țineam calculatorul pornit toată noaptea ca să stea serverul pornit de acolo. Așa. Și aveam Splag pe ăla, mamă, și ce era pe acolo toată ziua. Aveam vreo 20 de player așa. Nu, 10. 15 așa. Din 10. 10 Știu. 15 din vreo 40 de sloturi, știi? Da, știu. Și toți stăteau pe la Spliff acolo, că m-am chinuit, cred că jumătate de zi să fac pe modul ăla, modul. Da. Să pun Minigame. pluginurile ca să fac ăla, știi? Și erau puține servere cu Spliff. Și asta i-a și făcut pe aia să vină, care îi aveam noi pe server, să vină pentru Spliff. Ia uite un Aldrecu, mi-acoperă el mie. Păi n-a că ți-acoperi și o ție. Ia tu să fii Aldrecu. Așa. Băgai mea și ciubota în tine, dă-te, pleacă, e zona mea. Așa. Și, na, încet încet Spliff-ul a dispărut și a apărut Splag, care un pic mai amuzant, n-ai, că dai de la distanță așa. Spliff-ul avea o lopată de diamant, ceva, și trebuia să spargi blocurile de sub picioarele adversarilor. Știi? Ia uite, bă, să mor eu, niciun punct n-am luat. Așa. Și... Tot așa a devenit Spliff-ul. Oricum, eu joc Minecraft foarte de mult. Adică, din beta 1.9, 1.9. Deci beta alfa chiar. Beta alfa chiar. Beta alfa noca. Eu nu știi, mă, tu, eu am participat la creatorii de la Mai fost eu am fost creator la fratele lui Nox. Mojang. Te-au dat afară pentru M-au dat afară că au zis că am idei prea bune. Și nu m-au mai acceptat. Ai, mă, am luat 3 puncte? Ia uite, mă, am 3 puncte. Hai, Doamne, ajută să mă bage pe mine pe locul 3. Sau 2. Oh, mă, dă-te. Ah, e 2, e 2, e 2. Bun, am luat locul 2. E bine. Foarte bine. Cu 3 puncte locul 2, îți dai seama, mamă, ce bine. Așa. Și încep. mai jucăm o rundă, acum, a doua rundă, în care... Despre ce vorbim, Doamne, Vlad? cât opte. Ia zi, despre ce vorbim? Spre sort. Hai să vorbim despre ceva interesant. Spune-mi povești, ia zi o poveste. Nu Dar nu știu de groază, povești. nu Nu știi? știu povești. Nu mă uit. Nu ascult. Nu Nu mă mă uit la uit. povești. Nu mă uit. Hai să spunem o Nu, că nu prea poveste. m-a pasionat. Ai citit, mă, de Ion Creangă? De Nu, Mihai mă. Creangă? De Mihai Creangă, da, am citit. Nu, Știi, mă, povești de că ai astea, așa, citit. am ceva de astea ce s-a întâmplat, dar nu știu ce să vă zic. Nu știu ce să vă zic, mă, deci când mă gândesc la ele, adică, înainte de filmare, hai mă, ce să vorbim în episodul ăsta, zic, știi? Da, Facem un și episod ce și mă ziceai? gândesc înainte, știi? Bă, dacă facem un episod, hai să totuși să vorbim, să nu tăcem așa tot timpul, să fie liniște chestii, că se plictisește lumea. Și mă gândesc, hai, uite, fii atent, zic, vorbim despre asta și zicem asta și chestii de astea și tot felul de astea, s-ar putea nici episodul ăsta să nu se audă. Așa, revenim. Și bă, când începe episodul, când apăs pe butonul start, știi? Ui tot. Adică nu mai știu ce să zic, știi? Tot. Ah, și apropo, mi-am schimbat skin-ul. Ei, mi-am pus un pinguin de ăsta așa șmecher. Cred că o să ne facem și noi așa niște skin-uri custom ale noastre. Adică eu o să le fac și pe o să vi le puneți. Ca Dacă de sunt obicei. șmechere, dacă sunt șmechere, dacă nu, îți dăm bani. Nu știu pe ce dau bani. Așa să vedem dacă sunt șmechere și o să le Mă pun așa plătești pe... normal. Da, îți dau 50 de bani. Pe pixel. Da, se pare că nici acum nu se aude. Bă, și nu vine, bă, povestea nintea. Să mor eu. Eu, uite-o. Hai să vedem ce ne pică.
Deci, Crazy Paint, again. Electric Floor ăsta îmi place, deși nu câștig niciodată pe la el, dar îmi place. Și Splag, două din trei sunt la fel. Să mor eu. Pardon. Bă. Și după cum ați văzut, din primele episoade aveam webcam. Acum am decis să nu mai punem pentru că al meu e de calitate foarte proastă. Atât de proastă încât cred că e dinainte de 2010 webcam-ul ăsta. Hai să, bă, deci eu mi-am luat calculatorul ăla, quad-core-ul ăla, deci aveam quad-core-ul ăla, cam prin 2010, așa. Și camera aia o aveam deja, de dinainte. Eu... Așa, deci o aveam de dinainte de 2010. Cred că 2 ani, eu te sunt verde. Și vă dați seama cât de veche e. Am luat-o taică-miu pentru microfon, deoarece aveam un microfon de la... Stătea pe băț, stătea așa pe birou și era un băț. Și trebuia să stau când vorbeam pe Skype. Bine, pe atunci nu știam noi de Skype, eram mic, naiba. Da, dracu, stăteați pe Stăteam pe Yahoo ăla și mes. vor stăteați pe Yahoo și vorbeați ca în ochi-tochi, știi? Nu puteai nu put Bă, nu puteai să vorbești pe mes, dacă făceai vorbești confă, goală. dacă făceai confă pe mes, trebuia Trebuia să să vorbești vorbești pe pe rând, rând. știi? Că altfel nu Și eu înțelegeai vă nimica. ziceam, hai pe Skype și voi, nu că nu vrem, nu știu ce, Sau bla mai bla bla. făceam câteodată, ce mai făceam? Intra unul intra pe Skype și unul pe mes. Știu că mie nu mergea, bă, Da, știu că și băga nu mai microfonul în știu cui. cască. Mie nu-mi mergea Skype-ul că eram pe un Până la calc. urmă când i-am convins pe aia, nu mai pe Skype, hai pe Skype, Deci știu că nu, nu. mie nu-mi mergea Skype-ul, că aveam un calculator de la vechi, vai de mama lui, deci cam pe atunci aveam camera, știi? Și vorbeam, frate, toată ziua, cred că stăteam și vorbeam. Da, mă, aveai 700 de pe video chat. Da, mă, Camera aia. stăteam cu camera aia, stăteam pe metin, bă, ce naiba. Treaba la Eram... metină cu video chat, Păi... cu camera. Păi nu, mă, Da. deci aveam microfon și stăteam cu orele, venea vara, vacanța de vară, stăteam cu orele să mor eu, uite, au, ia uite, 3 puncte am luat. Cu orele stăteam pe calculator, știi, și jucam metin. Dă-l drec. Și stăteam cu aia, știi, mamă, ai Skype, ai mes pe atunci, ai mes, hai pe mes. Și intram și stăteam așa, foarte aplecat, de stăteam aplecat și ca să ajung la microfonul ăla, maneta aia, știi? Și mă durea spatele după un timp, deci naiba, stăteam o jumătate de oră, dar după muream de spate. A rămas săraca cu HP, ma. Așa, muream de spate, să mor eu. Să mor eu, muream de spate, exact. Și ce, i-am zis lui taicu-meu, tati, 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 poți să-mi iei și mie un microfon? N-ai zis așa. Ba da, așa m-am dus, să mor eu dacă nu m-am dus așa la el și am zis, să-mi iei și mie un microfon. S-a Tati, dus, tati. nu era Altex-ul ăla, nu era Altex-ul ăla sus în deal, știi? N-aveam nimic în oraș. Ești Nici prost, nu am știu cum am încercat să trăit. sar. V-a zis că îmi place, dar nu-s bun. Așa, era Flanco. Știi unde e profi acum? Acolo Înainte era. era Flanco, știi? Și s-a dus Aia e a... că au făcut iar. Da, a făcut acum aia din nou, dar s-a dus acolo și a luat camera. Au făcut și aia flancul lângă șaurma și noi ziceam, bă, ăștia fac extinși urmăria. Da, Și mă! apoi, flancul. Păi, mulțumesc. Extinși-o... Dar bine că n-au extins-o, că era un căcat de șaurmerie. Da, tot cu ce acum. Mă, eu n-am mâncat niciodată de la... Am luat odată, vă, și nu mi-a plăcut să mor eu. Eu am mâncat. Și eu, dar nu mi-a plăcut. Cea mai deranjat șaurmerie din oraș să mor eu. Nu e cine. Așa. Și s-a dus Să acolo. poate și mai bine. S-a dus și după 2-3 ore, deci l-am sunat la telefon. Era în timpul zilei, era la serviciu. Și după 2 ore a venit și mi-a adus webcam-ul cu microfon. Ai dracu, ăștia n-a dat tureta pot. Și mi-a adus webcam-ul cu telefon, cu microfon. Webcam cu telefon, Da, ma. mă, acum mi-am amintit, n-aveam nici telefon atunci. Da, vă zic povestea cu Atunci nu tele... era treaba cu toți copiii au telefoane. Ia uite, mă, ăsta e din nou cu mine, ia uite ce tare. Rainbow ăsta a fost și meciul trecut, știi? Hai să încercăm să ne ferim, să nu mai atacăm. Când atacăm, noi murim. De ce vorbești ca noi atacăm și Păi, noi tu ataci? și... Deci... Și vei acasă, Viewerii da? care se uită, da, boss. Trebuie să vorbești cu viewerii. Da. Cu fanii. Păi dacă n-ai Te vorbit... ascult. Dacă n-ai vorbit cu fanii, ce-i face? Cine s-ar mai uita la tine? Eu m-aș uita. M-aș uita la propriile video. Da. Nu, 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 pizda mătii! Sigur că are așa ceva, măsa? Da. Sigur? Iar din nou am pierdut la Dacă n-are. Splag. Așa, să zic eu. Deci a venit cu camera aia. Repede, repede mi-o pun. Chestia... Hai, continuă povestea. Deci Hai. aia era cameră.
Și acum o am. Pe Windows XP o pusesem, știi? Și mamă ce am stat cu ea. Până am descoperit căștile de 15 lei. Bă, dar le-am luat și eu, știi, și au fost foarte bune pentru o pentru săptămână, după microfon. s-au stricat. Deci căști de 15 lei, așa, care avea un microfon bun, știi? Adică bun, era mai bun ca la camera asta, îți dai seama, camera asta stătea și înregistra, vorbea mai că am sufragerie, înregistra ce s-auzea tot, știi? Și am luat un de la și s-auzea mai bine, știi? Mamă, am dat tot darcul de cameră. Numai prin gunoi, prin praf. Și Gunoi. am găsit-o acum câteva luni. Pune-o repede, poate mai merge. Merge. Sau de Na, praf. nu se instala, deci vă dați seama cât de vechi era, încât nu se instala singur driverul, știi? Trebuia să bag CD-ul. Caută CD-ul, l-am găsit, ești nebun? Deci după atâția ani am găsit CD-ul. Îl pusesem în geanta de laptop al lui taică-miu și nu l-am mai mutat de acolo. Era alături de driverul de la placa de bază, de la calculatorul vechi. Ceva acum? Ia, hai eu poate ne bag acum tot pe locul 2. Tot cu 3 puncte, locul 2, fii atent că luăm. Locul 2, ești prost? Bravo. Second. Na, și hai să continuăm, mai stăm un pic așa și mai continuăm un pic povestea. Stăm așa un Deci, pic și am continuăm găsit-o povestea un acum pic. câteva luni și am pus-o. Bă, deci mergea în reluare, frate. Și când mă uitam la lui Marius, cum se vede, muream. Și mă uit eu, frate, hai să iau și o altă cameră, na. Am niște bani puși deoparte de placă video, că acum am un GT640. De pe calculatorul vechi, pentru ce-mi trebuie mie, e ok, na. Și să-mi iau cameră web, știi? N-aveam nici cont premium pe de Minecraft când mă gândeam la asta. Și ziceam, bă, cameră web sau Minecraft premium? De toate, bă. Și am stat să mă gândesc, știi? Și între timp zice Marius, hai bă, să facem un canal de YouTube, știi? Bine, a fost și ideea mea și a lui. Așa, cam în același timp a venit, știi? Așa, ideea, pac. Și ne apucăm de YouTube. Da, ce să facem? Ăsta este de Odată... canalul de canalul ăsta sau alt canal? De ăsta, Vremuri. ăsta, ăsta. Așa. Și zic, bă, frate, hai filmăm primul episod cu cameră, că așa fie frumos. Și îmi iau Minecraft Premium și cameră mai vedem când îi mai strânge bani. Poate după ce mi-au placă video. Că na, acum la cât subscriberi avem foarte puțin, sper să strângem mai mult. Foarte mult subscriberi Vrea avem. foarte mulți. Da. Foarte, foarte, foarte mulți. Milionul, vreau milionul în câteva săptămâni, da. Așa Te bucur și dacă ajungi la vreo 10 pagini, așa. și nu mi-au cameră web. Marius are deja și o să-și ia și Vlad. Altfel îl omorâm. Mai vede. Îl omorâm. Venim, ne ducem la el acasă cu cuțitul și dacă nu-și ia camera web. Ți-e prea lene ca să ajungi la etajul. Păi da, ce, n-ai lift? Nu mai merge. Nu mai merge dulapul. Așa. Și mi-am pus camera aia. Am datoria cu acum e aruncată prin spatele biroului. Două naiba. Oh. Deci, așa. Asta a fost povestea. A fost o poveste așa mai întorlocheată. Asta a fost și cu episodul ăsta. Nu Bă, dar n-a uitați. fost întors chiar după ce minci. Bă, a fost, vă. Că nu mai uitasem ce naiba se petrecuse cu... Deci vreau să zic tot parcursul. Deci eu am zis că am lăsat-o într-un sertar cu praf, dar de fapt n-a fost așa, a fost pierdută A și... fost sub birou, praf. Nu, a fost pierdută, a fost regăsită, camera asta are multe, o poveste îndelungată. O să zic în alt episod. Deci nu uitați să dați subscribe, Da, bă, de astea pui și de follow, vlog, bă. doamne. Da, mă apuc de Da, vlog. bă, vlog de astea Vlogger, în vară facem și vlog. Am vrut să facem... Da, te văd. Da, bă, deci... Bă, da, cât vorbeam, mai făceam un... Hai, bă, Mamă, cât de OP poate fi să-mi bag piciorul, mai Vladimir intrăm să la da. de ăsta, că vorbim încă proști aici și... Hai, încă la încă unul Hai, de mai ăsta. fă un căcat. Așa, că mi-a venit altceva să vă zic acum. Ia, mi-a Deci, venit. mi-a venit, Te-a da. venit să-i zic, să ne vă zică, să Deci nu ne avem premium, ziceți. nu putem să intrăm pe aia, uite, vezi? Uite, intrăm aici. Bun. Deci, stai așa, ia să vezi. Așa. Serverele alea sunt serverele alea pe care sunt de premium Da. și după trebuie să ai și cont premium ca să le să Nu, sunt iei de... premium și Nu, pe serverul lor ca să deci poți nu, să ai nu știu premium ce e chestii. opțional și ai poți să intri Păi în da, e opțional, dar îți dă niște chestii în plus față intri de în altele și... lobby-urile full, de exemplu, sunt 12 din 12 și nu vrei să aștepți la unul
să intre playeri. Pa, clic acolo, îi dă kick lui 1 și gata, știi? Pe bune? Da. Așa. Și mi-a venit acum de vlog, a zis Vlad de vlog. Am vrut să facem de 1 mai, da? Tocmai a trecut acum câteva zile. Am vrut să facem Vlog afară în parc. în parc de Întâi ăsta mai petrecere în provocări oraș, ne... bere, chestii. Nu, nu, provocări nebune, ceva genul, ceva, deci provocări de astea. Da, Marius mâncând înghețată. Ha. Nu, Marius mâncând un cartof cu muștar. Așa, primul episod deoarece n-avem așa mult, n-am anunțat nimic, vreau să-l facem cu provocări date de What noi. the fuck, ce la bag? La bag. Așa. Cu provocări date de noi. S-ar putea din nou să nu se audă. Provocări date de noi, chestii. Dar n-a prea mers deoarece Vlad a fost plecat, în primul rând. Așa. Marius a fost singur acasă și îl mânca pisica. A Partea fost cu bunica 4-a, su. Home Alone, Da. filmul 4. Și a treia fază, am fost la curte tot weekendul. Deci, practic, Marius a fost singurul care putea să vină. Noi am plecat, știi? Deci, eu am fost cu ideea și tot eu n-am putut să fac. Așa. Și, na, dacă vreți să facem un de la cât mai curând, dați like acolo, comment cu ele și cu provocări, da. Puteți să lăsați comenturi cu provocări. Tot ce se poate. Ah, ia uite. Gold Rush. E frumos ăsta. Trebuie să, pentru cei care nu știu, îți dau un pickaxe de, nu mai știu de ce, și trebuie să iei cât mai multe bucăți de gold. Eu aveam o zonă, dar au schimbat mapa. Să mor eu, hai că mergem încolo. Așa. Și Mergi dincolo. da, mergem în direcția asta. Aici se bagă foarte mulți în fața ta, deci e foarte enervant. După mine ar fi trebuit să facă mapa asta un pic mai mare. Așa. Și vreau să facem ăla. Deci eu mă gândisem deja, mamă. Filmăm acolo, am deja loc unde filmăm. Ia uite, vezi cum se bagă. Bă, Deja duceți-vă, bă, de echipă de analfabeți. știam locul, mă gândisem la tot. Mamă, frumos, reguli. Tragem din pălărie provocările tot. Fiecare câte trei provocări. Mamă, să vezi. Băi. Și n-am mai făcut nimica. Să mor eu. Dar pe lângă asta, cred că joi seara, deci vineri era 1 mai, da? Și joi seara scriam tot pe acolo să pun scenariu ceva despre ce să vorbim totuși, să nu fie așa plictisitor. Acum eu zic din minte ce-mi vine în minte, știi? Tot ce puteam să vorbim acolo am scris. Așa. După ce scriu asta, salvez într-un notepad, da? Doamne, ce nervantă poate fi Tristana. Și mă duc să caut aparatul foto. Aparatul foto, aparatul de filmat, știi? Nu vreau să filmez cu telefonul deoarece calitatea un pic mai slabă. Și nu-mi plăcea. Am încercat cu telefonul. Prindea 760p, dar cu aparatul foto puteam să prind 1080p. Ia uite-mă, niciun loc să mor eu. Și caut încărcătorul. Cred că 3 ore l-am căutat. Am fost și la bunica mea pe jos. Stă la 2 km și ceva distanță de mine. Deci aici sunt la de leabă asta sigur nu luăm nimica. Ia uite, 23 minute se plictisește lumea, nu cred că e cineva care se uite atâta. Dar, na, acum mi-a venit idei să vorbim și nu cred că o să fie un alt episod așa de lung. O să fie printre singurele. Să dea Dar, Dumnezeu. da, o să vorbim pe părți. Deși puteam să vă zic asta în alt episod, mi-era că poate nu apuc. Ceva gen, că s-ar putea să... Da, că s-ar putea să moară, știți, și... Da. S-ar putea să mă calce mașina. Tu ai zis-o. Doamne ajută să nu mă calce. Dumnezeu ajută să te calce? Da. Eu de când îmi doream să pun o piedică la mașină? Așa. Și caută bateriile, nu le găsesc. Du-te. Toți își doresc asta, îmi pare rău, Bogdan. Nu o să Du-te, fii primul care cumpără face. baterii. Deci m-am dus și am cumpărat baterii. Și următoarea zi, Vlad îmi zice, plec în weekend. Apoi, Marius, sunt singur acasă, pot să filmez. Dar îmi zice maică mea. Bogdan, vezi că Vin. merge la curte. Nu, nu, nu. Îmi zice așa. Vine mătușii mea pe la noi și stă la curte. Hai să mergem și noi acolo. Să stăm cu toți. Ieșim întâi, mai facem și un grătar. Hai, ce vrei să zic? Grătare, lumă! Să mă iau la ceartă cu ea. Băi, eu stau acasă să filmez.
După ce că nu prea e de acord. Oh, uite mob, da, mic. Ești prost? Ah, vreau să-l iau eu. Așa. Și... mergem la curte, stăm tot weekendul acolo. Aolo, tureta lui Paștele! Vlad joacă LOL, se vede. Nici aici n-am luat nimic. Să mor eu! Aici jur că nu iau nimic. Mai bine, dracu, că-i dai lui ăla heal, că nu e ca și cum aș fi fost cel mai lău din echipă. Așa. Cred că și dacă era full. Hai, Vorbește dracu, cu ai aia din și echipă, tanchează. da. Du-te, vezi. Zile, zile, că-i doar la pipoțică. Așa. Mâncam de Stăm acolo tot weekendul, mă întorc. Marius, bă, de ce n-am făcut mai aia, că era idee bună, știi? era? Și apoi vorbesc cu Vlad, chestii și vedem, deci în vară, vă promit că o să facem asta. În vară o să facem mai În multe vară o să chestii. avem mult timp. Acum am început și teze. Acum, deci, cred că 2 săptămâni o să postăm un pic mai des, adică ceva gen o zi da, o zi nu, sau nu știu, dar în general episoade în fiecare zi. O să fie. Și în vară deloc? În vară o să fie un episod pe zi, sigur, și poate în vinerea sau joia, nu mai gândesc, o să fie Bă, o să... Ash n-are pic de lifestyle, dar totuși a reușit să facă singur dragon. Singură dragon. Hai mă, pune aici. Bun, în vară, într-o zi, poate joia, ne mai gândim, nu știu sigur. O să Bă, joia facem... cu Bogdan. Da, Bogdan și Marius. Ai, dă-te, Bă, vere, ești prost, n-am mai am văzut timp. așa ceva cât damage poate să aibă. Mamă, n-am văzut cât timp mai am. Hai mă, mai repede mouse prost. Deci mă enervează rotița mouse-ului că e proastă rău. Da, ia uite-o. Deci mai făceam acum unda asta. Trebuie Nu să mai jos am timp. oracle, ar să jos oracle. N-am mai avut timp. 3 puncte. Băi, ești prost! Fii atent că iar ne bagă pe locul 2. Cu 3 puncte, deci 3 meciuri am jucat. Doamă, 27 de minute am făcut. Măcar Locul puteam noi 2. pierdut. Ești prost, numai locul 2, deci. Deci suntem tari. Na, nu uitați de like acum, chiar închei. Like, subscribe, comment cu provocări. O să le strângem de-a lungul timpului și o să alegem pe cele mai tari și pe cele mai bune. Și na, asta a fost pentru azi. Ne vedem data viitoare. Pa, zi pa. Ah.